Noile măsuri în ceea ce privește asigurarea obligatorie de răspundere civilă au fost reglementate recent printr-un act normativ adoptat de Camera Deputaților. Potrivit acestuia, polița de asigurare se poate contracta pe o perioadă cuprinsă între o lună și 12 luni, față de 6 luni sau 12 luni cum era până acum. O altă noutate se referă la posibilitatea suspendării poliței pe perioada în care vehiculul se află imobilizat. Dacă până în prezent asigurătorul agrea efectuarea reparațiilor în anumite servisuri, de acum acesta este obligat să despăgubească asiguratul indiferent de servisul la care a apelat. Plata primelor de asigurare se poate face integral sau în rate lunare conform acordului părților. Folosirea de piese contrafăcute la efectuarea reparațiilor autovehiculului constituie infracțiune potrivit noului act normativ. La stabilirea primei de asigurare, asigurătorul RCA poate lua în calcul istoricul daunelor plătite în ultimii 5 ani pentru accidente produse de vehiculul asigurat.